Bă, dacă pentru povestea asta cu admiterea în Schengen am dat niște legi ale justiției care sunt o rușine națională, în sensul în care ne-am anulat Constituția țării. Dar ni s-a spus, bă, o facem, ciocu mic, lăsați-o așa, dă-o în măsa, pentru că altfel nu intrăm în Schengen. Deci dacă am făcut acest lucru, da, care este rușinos realmente cu ce am făcut cu mizeria asta de lege ale justiției, păi n-ar fi, bă, cazul în momentul de față, din 9 decembrie, să zicem, le abrogăm, mă, dă-le în măsa, gata. Adică, băi, am stat, maestre, nu că am stat capră, iertați-mi expresia asta. Am stat nu, domnul, tot ce spuneați, înțeles. Și capră și pe lateral și pe oricum. Păi nu, eu de ce am pus întrebarea? România da. Educată s-a dus. S-a dus, s-a pentru că dacă nu se trece, dacă nu se trece în buget, la anul nu intră în funcțiune, da? Legile, da? Deci tema e terminată, da? Bun, au făcut legile justiției până le-au făcut și atunci... MCV-ul, dar mai ales admiterea în Schengen, era pe de-o parte justificarea lui, da, mă, eu am trecut, n-am făcut nimic, am fost la golf, dar uite că v-am admis în Schengen. Nu uitați, bătălia dusă și între PSD și PNL, cine ne-a intrat, da? Mai țineți minte blana ursului din pădure? Și pentru PNL și pentru ăsta era un mare argument electoral, sau poate fi că, nu știu, poate că se răzgândește, eu nu, până în ultimul moment nu pot să judec ce se va întâmpla, dar așa a fost. Umflarea, adică orizontul de așteptare a fost tocmai pentru a câștiga un capital electoral. Deci nu numai legile justiției, poate o să vedeți, cred că pe noi ne-a costat acest război tocmai din nevoia, eu nu fac o comparație forțată, dar domnul Turcescu încoate, noi am trimis două armate, nu înțelegeți, ne-au distrus două armate din iluzia. Eu sunt sigur că și după război ei nu ne dădeau Ardealul, sunteți de acord? Adică probabil că ne dădeau pe acolo, cu bani, nu știu ceva, dar Hitler a jucat extraordinar cu noi. El tot timpul a fost ambigu. Bun. Această iluzie, pentru că de aici a și venit divorțul dintre mareșal și restul clasei poliției. A zis, bă, gata. Fusesem la Odessa. O dată se demo în decembrie 41 era considerat încheiată. Nu era vorba numai de trecerea în listă. Ei, așa și din coace. Dacă vă uitați dumneavoastră, suntem antiruși, încă o dată, violenți, cu presă, cu tot cu ăsta, la nivel de țările Baltice și Polonia. Domnul Tuțescu, încă o dată, atrag atenția, dar sigur că nu ne ascultă nimeni. Rusia, dacă nu se destramă acum, să zicem, da. Dacă se destramă și rămân niște stătuleți acolo ca la Iugoslavia, dacă ea rămâne, indiferent că moare Putin, că trăiește Putin, că vine nepotul lui Putin, ne-am ostilizat-o memoria... pentru 7 generații. Da. Am ostilizat-o pentru 7 generații. Da, da, domnule, memoria statului. Da, da, nu uitați că... Adică e memoria, ce rost are. Noi niciodată în istoria României, ca țară, unii care suntem, am încercat, dacă ați observat, cum să zic, să... Nu știu, explicați-mi și mie, deci nici o țară din jur n-a fost în linia întâi. Eu n-am zis să fie ca Ungaria, dar noi uitați-vă, politica externă, acest Aurescu care dădea bani la ăla din Belarus, nici acum nu știu unde se duce. Nu, sunteți de acord? Adică excesul nostru, nevoia a lui Klaus Iohannis de a aduce, de a transforma România într-o bază militară, ne costă domnul Turcescu. Domnul Turcescu, încă o dată, omul nu e conștient. Trupe străine pe teritoriul României, nu există trupe străine, prietene și dușmani. Există trupe străine. Da? Încă o dată. Da. O să spuneți, hai domnule, cum adică? Păi e Franța, că da, știu eu dacă în Franța mâine vine Le Pen, da? Nu știu dacă înțelege. Deci ai noștri nu gândesc la nivelul ăla, la Helvig, la aia. Trupele străine par frumoase la început, da? Sigur, poate că Dumnezeu ne ajută și este și nu
Franța va rămâne democrată, Germania va rămâne democrată, America democrată. Dar trupele străine, în general, ale altor state, sunt un factor de presiune internă, domnul Turcescu. Și atunci, uitați-vă la Klaus Iohannis, nu e nimeni în România să-i spună, bă, dacă transformăm și lanurile de porumb în bază, am înțeles, bun. Nu văd rost, vorbesc serios, adică câtă vreme România, hai să luăm următorul. Deci, România e în NATO, da? Da. Este beneficiar articolului 5, da? Da. Și cu toate acestea, Klaus Iohannis zice, nu NATO, bă, veniți, că în caz de neapărare. Domnul Turcescu, dar Spania de ce nu cere baze militare? Adică, pentru că, teoretic și practic, dacă rușii ne atacă, nu e nevoie să fie pe teritoriul nostru. Sunteți de acord? Da. Intervine articolul 5 și începe un război care nu va fi ca... Deci toate aceste lucruri au fost făcute nu de dragul României ca să intre în Schengen, ci de dragul acestui regim, a coaliției. Adică Klaus Iohannis, nu uitați un lucru, el făcând această coaliție cu așa zisa ciumă roșie, el și-a pierdut electoratul și acum era un prilej pentru el, apropo că România de educată s-a dus, să zică, bă, da, m-ați înjurat cu tare, că mă duc la golf, că, dar, v-am admis, sunteți de acord? Deci pariul intern, nu, sigur că a fost și pentru noi, dar a fost nevoia lui de a arăta, iată-mă că am făcut și o chestie istorică. Da. Așa cred, dar... Maestre, e ceva aici, vreau să punctez câteva chestiuni, să vedem dacă, bă, nu știu, poate n-am înțeles, dar odată, avem așa. Sigur că e momentul în care eu sper că foarte mulți dintre toți inși care au trăit așa, cum să spun, cu iluzia că UE e o mare familie, pe dracu, hai să fim serioși. Deci, noi. Asta e principala concluzie, nu trebuie să mai continuăm. Exact. Deci hai să o terminăm, da. Marea familie europeană. Într-o familie, da, interesul tău este într-adevăr să, da, acolo îmi raportăm la familie noastră, să-l ajut și pe ăla care nu are, care e mai slăbuț, mai juce. De fapt, avem în momentul de față o japcă alcătuită, o clasă, o oligarhie europeană care e alcătuită din niște granzi care au fost și vor rămâne întotdeauna. Pentru care să numără, sigur, Franța, Germania, iată Olanda, iată Austria, să știu ce, ăștia sunt la nivelul ăla. Mai există unii care au reușit să se strecoare. Uite, cazul Croației, îmi semnala și Andrei Bădin într-un mesaj ceva mai devreme. E foarte interesant. Cum au reușit Croația din plutonul în care eram toți trei la un moment dat? Croația, România, Bulgaria. Croația au reușit să facă un pas mai acana și să zică noi suntem noi și voi rămâneți românii cuplați cu bulgarii. Au reușit povestea asta și uite că le iese și intrarea în Schengen, o să vedem. Da? Deci mai există... Dar și de ce, domnul? De ce? Ziceți. Da. Pentru că în timp ce noi suntem o fată în casă de treabă, da, și care face plătul, Croația a șantajat cu turiștii. Adică ea e la mare, adică a șantajat și Austria și asta. Deci în acest moment ar trebui discutat, chiar e păcate că nu se discută și la nivel decât sunt semnificații istorice. Este felul următor, domnul Turcescu, mă întorc încă o dată la relația noastră cu nemții. Nu se câștigă, convingeți pe acești români, nu există pe plan internațional în istoria omenirii, de la omul primitiv până azi, simpatii și antipatii. Nu există. Nu există. Există numai și numai interes. Capacitatea ta, a țării tale, de a zice, bă, nu vrea Suedia, nu votăm. Am fost a doua țară care a votat în mine. Păstrezi. Da. Cum poate să creadă această elită politică idiotă din România că cineva te iubește? Nu există, domnul. Domnule, înțelegeți că nu există. Că atunci când ne-au împărțit Churchill cu Stalin, nu ne-a împărțit că ne iubea sau nu ne iubea. Adică interesul lor, interesul Angliei, era să Grecia. Mm-hmm. Adică iar nu, Anglia n-a zis, bă, pe români nu iubesc și iubesc pe greci. Nu, pentru că acolo era foarte important, acolo aveau bani Grecia, da? Așa și din coace, dacă noi în această perioadă, sub acest regim, am fi avut un moment în care zis, bă, fii atent, bă, vin românii, ia să vedem, bă, ce vor.
Nu știu dacă înțeleg. Bă, oleo, vine Claus Iohannis în vizită. Bă, ce dracu vrea? Adică câtă vreme noi am fost lugi de pline, de pline. Dar și fără... acum suntem maestri, iertați-mă, vreau să vă spun, vreau să vă spun. Deci acum, în orele astea în care noi discutăm, spun încă o dată, am văzut mesajul, l-am și dat mai devreme, da, l-ați văzut noastră, Rareș Bogdan, care zice, sunt acum împreună cu Manfred Weber, ne ducem către Viena, parla ultimele ore, nu știu ce. Mă simt, iertați-mă, ca român în momentul de față, atât de umilit. Da. Suntem ca o pisică, eu am o pisică, mă așteaptă în fiecare dimineață când să-i dau de mâncare, când mă trezesc, da? Și e la geam și zgârie așa la un moment dat, la geamul de la verandă, uite așa stă și zgârie să-i dau de mâncare, să nu știu ce. Și eu ies în pijamale cu un halat pe mine, înțelegeți? Mă duc să-mi fac, că espresorul este pe veranda acolo, în timp ce îmi fac cafeaua asta zgârie, să-mi iaună, să nu știu ce, să nu știu ce. Când mă vede că mă aplec să iau pliculețul de mâncare dintr-un coșuleț și să ies pe ușă, vine la ușa ailaltă, terminată, mă simt exact în momentul de față, parcă suntem pisica asta mea de acasă și zgâriem pe la ușa ăstora. Bă, vă rugăm, dați-ne povestea asta cu Schengen. Demnitatea națională este zero în acest moment.